ați revenit la cursuri. Acesta este ultimul curs teoretic de termodinamică și fizică moleculară, deocamdată. Poate dacă va fi interes pentru asta, voi face și un curs de cinetică moleculară. Până atunci, pentru cei interesați de termodinamică, voi publica în continuare cursuri aplicative, rezolvări de probleme și sinteze teoretice. În acest curs, care este partea a treia a cursului de tranziții de fază, dacă nu le-ați urmărit pe primele două, atunci vă rog să o faceți, găsiți link-urile în descriere. În acest curs, deci, voi vorbi despre sublimare și desublimare, ionizare și recombinare și despre starea triplă a substanței. Să începem! Sublimarea este trecerea directă din faza solidă în faza gazoasă, în timp ce desublimarea este procesul invers. În cazul unor substanțe, aceste fenomene pot fi observate foarte ușor, deoarece au loc cu viteză relativ mare, de pildă în cazul naftalinei. În cazul altora, aceste fenomene sunt atât de lente încât nu pot fi observate nici în perioade foarte, foarte lungi. Dar și în cazul sublimării și desublimării, viteza de transformare depinde de condiții, adică de presiune și temperatură. De aceea, atunci când condițiile sunt prielnice, putem observa astfel de fenomene chiar și în cazul unei substanțe cu care suntem foarte, foarte obișnuiți, apa. Uneori, de exemplu, iarna, putem observa un frumos fenomen de desublimare. Apa trece din faza de vapori direct în stare solidă, în fază de gheață. Ceea ce se întâmplă este prinderea moleculelor de apă din aer, întâi de coaja rece a copacilor și de alte obiecte reci, bineînțeles, apoi de gheața care s-a format deja, care îi spunem chiciură sau promoroacă. Și pentru că e foarte rece, moleculele de apă care se lipesc de celelalte molecule de apă, care formează deja o structură cristalină, n-au suficientă energie ca să se deplaseze față de celelalte, așa că rămân și ele prinse în structura cristalină, în rețeaua cristalină. Și în felul acesta, rețeaua cristalină crește, crește, are loc un fenomen de cristalizare, se formează cristale. Același fenomen se întâmplă atunci când ninge. Când concentrația vaporilor de apă atinge o anumită valoare, moleculele se prind unele de altele rețele cristaline și din nou se formează cristale. Puteți vedea în aceste fotografii realizate cu microscopul electronic structura cristalină care poate să apară în fulgii de zăpadă. Putem observa și trecerea directă din gheață în vapori. De pildă, în cazul munților, atunci când este rece și bate soarele pe zăpadă, are loc un fenomen de sublimare, care în anumite condiții poate fi vizibil, așa cum vedeți în această fotografie. Sau gândiți-vă la gheața care se formează pe șanțuri. Dacă temperatura rămâne scăzută multă vreme, iar aerul rămâne uscat, apar crăpături și goluri în ea. Dispare gheața, sublimează. Și în cazul sublimării și desublimării avem călduri latente și, evident, călduri latente specifice. Căldura latentă de sublimare este suma dintre căldura latentă de topire și căldura latentă de vaporizare, în timp ce căldura latentă de desublimare este suma dintre căldura latentă de condensare și căldura latentă de solidificare. Dacă n-ar fi așa, am putea realiza un dispozitiv perpetuum mobile care ar funcționa pe baza transformărilor de stare. De pildă, dacă am primi mai multă căldură prin condensare și apoi solidificare decât câtă căldură trebuie să dăm ca să sublimăm o substanță, atunci am putea repeta aceste procese, adică am produce sublimare, apoi condensare și solidificare și am primi de fiecare dată mai multă căldură decât am dat.
O parte din această căldură am folosit-o pentru a face din nou sublimare, dar o parte ne-a rămâne și am putea o transforma, de pildă, în energie electrică. Dar acest lucru ar presupune încălcarea legii conservării energiei și știm că asta nu e posibil. Unele substanțe pot sublima foarte ușor, chiar în condiții obișnuite de presiune și temperatură, de pildă naftalina, iodul, sulful și altele. În cazul substanțelor care sublimează ușor, avem un echilibru între faza de vapori și faza solidă, așa cum avem un echilibru, de pildă, între faza de vapori și faza lichidă. Putem avea și în cazul echilibrului vapori-solid, vapori saturanți, adică la o anumită concentrație a vaporilor, sublimarea nu mai are loc. De fapt, și în acest caz avem un echilibru între viteza de sublimare și cea de desublimare, adică tot atâția atomi sau molecule pleacă pe secundă, adică sublimează, câte particule se depun pe suprafața solidului pe secundă, adică desublimează. Un astfel de echilibru se poate reprezenta într-o diagramă de stare, presiune, temperatură, așa cum vedeți în acest desen. Fiecare punct din zona roșie reprezintă o stare solidă, caracterizată de o pereche de parametri presiune, temperatură, și fiecare punct din zona mov reprezintă o stare gazoasă, caracterizată de asemenea de o pereche de parametri presiune, temperatură. Să notăm. După cum v-am spus în cursul al 10-lea, cel despre starea solidă și plasmă, plasma este starea substanței în care avem ioni pozitivi și electroni liberi. Trecerea din fază gazoasă în plasmă se face prin procese de ionizare, iar trecerea inversă prin procese de recombinare. Dar înainte de a vă vorbi despre aceste procese, vreau să vă amintesc că metalele pot fi considerate plasmă solidă sau, dacă metalul e topit, plasmă lichidă, pentru că metalele sunt alcătuite din ioni pozitivi și electroni liberi. Dacă încălzim un gaz molecular, de pildă un gaz în care moleculele sunt alcătuite din doi atomi identici, AA, de pildă oxigen, hidrogen, azot, clor și așa mai departe, la temperaturi ridicate, aceste molecule se ciocnesc atât de violent încât o parte din ele se rup, disociază și obținem doi atomi, A plus A. Dacă temperatura crește și mai mult, ciocnirile dintre atomi devin și mai violente, și la un moment dat, o parte din ei încep să se ionizeze, adică în urma ciocnirii cu alt atom, un electron sare afară din învelișul electronic și obținem un ion pozitiv și un electron liber. Deci avem atom plus atom, obținem un ion pozitiv, un atom și un electron liber. Și cu cât temperatura crește, cu atât procentul de atomi care s-au transformat în ion pozitiv este mai mare. Și acest procentaj îl numim grad de ionizare. Iar la o anumită temperatură, gradul de ionizare devine 100%, adică toți atomii s-au transformat în ioni pozitivi. Și nu mai avem atomi, și bineînțeles nici moleculele au disociat de mult,
avem doar ioni pozitivi și electroni liberi. Și în acest caz, așa cum am spus, gradul de ionizare este 100%. Uneori, acest tip de plasmă în care avem ion pozitiv și electron liber este numită plasmă rece. Ca să înțelegeți de ce, vă voi spune că dacă temperatura crește și mai mult, încep să se rupă tot mai mulți electroni din atomi, ionul devine multiplu ionizat, iar la temperaturi de zeci de milioane, sute de milioane de grade sau de Kelvin, nu mai contează când vorbim despre temperaturi atât de mari, dacă folosim scara absolută sau scara Celsius, la temperaturi, deci, foarte, foarte mari, nu mai avem nici măcar ioni, avem doar nuclee. Nuclee și electroni liberi. Și această plasmă o numim plasmă termonucleară și se găsește în nucleele stelelor, unde au loc apoi reacții termonucleare, despre care vom vorbi cu altă ocazie. Uneori, când un ion pozitiv întâlnește un electron, apare un proces de recombinare. Deci ionul pozitiv întâlnește un electron liber și obținem un atom. Este opusul procesului prin care se obține un ion pozitiv și un electron. Deci recombinarea este opusul procesului de ionizare. La o anumită temperatură avem echilibru între numărul proceselor prin care obținem ioni, adică numărul de ionizări și numărul de recombinări. Și gradul de ionizare este constant. Dacă temperatura crește, crește viteza de ionizare și scade viteza de recombinare, rezultând un echilibru în care vor fi mai mulți ioni. Deci crește gradul de ionizare. Dacă temperatura scade, crește viteza de recombinare și scade viteza de ionizare și în acest fel se obține un echilibru în care vom avea un număr mai mic de ioni. Plasma este considerată o stare distinctă de cea gazoasă, în primul rând pentru felul în care se comportă atunci când se găsește în câmpuri electrice și magnetice. Dar despre acest lucru voi vorbi cu altă ocazie. Ați văzut că există diagrame de echilibru între faze. Avem de pildă echilibrul solid-lichid, echilibrul lichid-vapori și echilibrul solid-vapori. A sosit momentul să vedem aceste linii care despart stările de agregare într-o singură diagramă. Ea arată așa cum vedeți aici. Avem o linie care desparte stările solide de cele lichide, o linie care separă stările lichide de cele de vapori și una care separă stările solide de cele de vapori. Cele două săgeți roșii reprezintă sublimarea și desublimarea, săgețile albastre reprezintă topirea și solidificarea, iar săgețile mov reprezintă vaporizarea și condensarea. Înainte de a merge mai departe, trebuie să spun că nu orice substanță poate exista în toate stările de agregare. Elementele chimice pot, dar substanțele compuse, adică cele care au în moleculă atome aparținând unor elemente chimice diferite, uneori se descompun atunci când le încălzim înainte de a se topi, ca să nu mai vorbim de a se vaporiza. De pildă, nu există lemn lichid. Și nici nu mai vorbesc despre lemn gazos. Dacă încălzim lemnul,
el se descompune în substanțe mai simple înainte de a se produce topirea. Dar asta nu înseamnă că nu se va descoperi cândva o metodă de a obține un lichid care să aibă unele proprietăți comune cu lemnul. Asta e altă problemă care ține mai mult de chimie decât de fizică. Putem observa în diagramă că la temperaturi ridicate și presiuni mici avem stare gazoasă, iar la temperaturi mici și presiuni ridicate avem stare solidă. De asemenea, se poate observa că starea lichidă este și din punctul de vedere al echilibrului de faze o fază intermediară între cea solidă și cea gazoasă. Există și diagrame care au acest aspect. Ele se referă la substanțele care, pe un anumit interval de temperatură, își măresc densitatea atunci când crește temperatura, așa cum face, de pildă, apa pe intervalul 0-4 grade Celsius. Am explicat de ce arată așa aceste diagrame în primul curs de tranziții de fază. Găsiți linkul în descriere. Dar, indiferent de forma liniilor de echilibru, avem întotdeauna un punct pe diagramă în care se întâlnesc liniile de echilibru. El reprezintă așa numita stare triplă a substanței, starea caracterizată de o anumită temperatură și o anumită presiune la care fazele solid, lichid și gaz pot exista toate trei, simultan, în echilibru. De pildă, apa are temperatura stării triple de 273,16 Kelvin sau 0,01 grade Celsius și presiunea de aproximativ 612 pascali, adică o presiune foarte mică, cam 6 miimi de atmosferă. Temperatura stării triple este cea mai mică temperatură la care o substanță poate exista în fază lichidă. La temperaturi mai mici, substanța este fie în fază solidă, fie în fază de vapori sau într-un echilibru între faza solidă și cea de vapori. Acest echilibru se păstrează la schimbarea temperaturii prin fenomene de sublimare sau desublimare. Vă amintesc că temperatura punctului triplu al apei este folosită pentru a defini unitatea de măsură pentru temperatură în sistemul internațional, Kelvinul, iar definiția este următoarea. Un Kelvin este a 273,16 parte din temperatura punctului triplu al apei. Încă ceva, pe diagramă puteți vedea și punctul critic. După cum am explicat în cursul precedent, acesta reprezintă starea în care densitatea vaporilor devine egală cu densitatea lichidului și peste temperatura critică nu mai putem distinge între faza gazoasă și faza lichidă. Nu mai putem vorbi despre fază lichidă. Vedeți acest lucru pe această diagramă. Această stare se numește starea de fluid supercritic. O puteți vedea în diagramă. Aici se încheie deocamdată cursul teoretic de termodinamică și fizică moleculară, dar așa cum am mai spus, pentru cei interesați de termodinamică, voi publica în continuare cursuri aplicative, rezolvări de probleme și sinteze teoretice. Următoarele două cursuri aplicative vor fi despre pompe, respectiv despre calorimetrie. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!